SeaWorld's Bike Fest, cel mai prestigios festival din România dedicat motocicliștilor, pasionaților de muzică și distracție în aer liber, revine și în acest an la Mamaia. Motocicliștii din România și de peste hotare se adună în acest weekend în tabăra lor tradițională, unde vor răsuna motoarele turate, muzica rock și focurile de artificii. Cea de-a noua ediție a evenimentului se va desfășura în acest weekend și se va ține în același loc ca și anul trecut, Camping S, din Mamaia Nord, situat pe bulevardul cu același nume. Ne angajăm să respectăm blazonul ca în fiecare an, așa că vă garantăm cel puțin aceleași standarde de organizare și distracție cu care v-am obișnuit. Nu vor lipsi dozatoarele de bere rece, tăria de întâmpinare, concursurile cu premii serioase, concertele rock pe o scenă adevărată de 10.000 de wați, folk-ul live și cântările haiducești în jurul focului de tabără până în zori, parada moto, late night show-ul interzis minorilor și inimilor slabe sau artificiile, spun organizatorii pe pagina oficială a evenimentului. Pe scena festivalului vor urca trupe de rock și nu numai. Astfel, seara de vineri va fi o seară dedicată coverurilor, iar seara de sâmbătă va fi dedicată rock-ului autohton. În plus, în fiecare seară, după show-ul interzis minorilor, până la răsărit se va da strângerea pe plajă, la focul de tabără, lângă beach barul, ce va fi deschis toată noaptea. Ca și în anii trecuți, motoarele vor fi parcate separat de locurile de campare, într-un spațiu special amenajat și supravegheat non-stop. Prețul unic de intrare la fest pe perioada celor două zile va fi de 35 de ron. Se văd călare la malbării, o haită de lupi pe doroți, ipar fioroși, pletele în vânt, mârhii de motoare.